acest număr se divide la șase. N plus 3 se divide la 6. Apoi n plus 3 se divide și la 8. De ce? N plus 3 se divide. Dar acolo a scris că n plus 3 divide 6. Așa, am se divide, domnul profesor. Se divide. Și n plus 3 se divide și la 11, da? Adică dacă se divide asta la toți, se divide la cine? La cel mai mare multiplu. La cel mai mare, cel mai mic. Multiplu la numărul 6, 8 și... Da. Adică altfel 6... 6, 2 ori 3, 8 egal 2 la 3 și 11 e 11. Da? 6 egal cu cine aici? Cu 2 ori 3. Egal cu 2 la 3. Egal cu 2 la 3 și 11 egal cu 11. Da? 11 rămâne 11. Și deci trebuie să aflăm al numerelor acestora, 6, 8 și 11. Cel mai mic comun. 11 ori de la cel mai mic multiplu comun. Minim. E minim. Da, la 11 ori 2 la 3 ori 3. Deci cel mai mic multiplu comun al numerelor 6, 8 și 11 este... 11 ori 2 la 3 ori 3. 11 ori 2 la 3 ori 3. Adică 88 ori 3. Deci 88 ori 3. Acum calculez. 264. Dacă tu știi. 264. Deci n plus 3 egal cu 264. 264. Dar n plus 3. Deci n plus 3 egal cu 264. Și acum am spus că dăm un 3. Da. Și el va fi și egal. Și el va fi egal cu 261. 265, nu? 265. Da, 265. Nu, era 264 rezultatul. 264, atunci e bine. 261. Așa, 261. Corect. Da. Și vă mai dau un... Deschid un pic geamul. Vă mai dau unul și te rog, Daria, să vorbești cu Daria, să taci, ca să înțeleg dacă o înțeleg și ea. Da, să vedem... Dar dacă tu nu vorbești și mai cu nasul, știu, dar dacă... Știu, dar nu comentezi, când eu vorbesc. Deci să zicem, dar e așa. Așa. Acum văd. Tot trei numere. Da. Tot natural, tot cel mai mic să fie, care împărțit, care împărțit pe rând la... Aflat cel mai mic număr natural, care împărțit pe rând la 6, 7, 8 și 9, n egal cu... N egal cu 6, oricât plus 5. 5. N egal cu 7 ori cu 2, 7 cel 2 plus 6, 6. N egal cu 8 3 plus 7, așa. Și n egal cu, încă unul, n egal cu 9 ce 4 plus 8. Hai, care să da. Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. N plus 1 este egal cu 6 ce 1 plus 6. Da. N plus 1 este egal cu 7 ce 2 plus 7. N plus 1 este egal cu 8 ce 3 plus 8. Da. Și N plus 1 este egal cu 9 ce 4 plus 9. O să-l dăm pe 6, deci o să zicem că N plus 1 este egal cu 6. 6 pe lângă C1 plus 1 și că N plus 1 este egal cu 7 pe lângă C2 plus 1. N plus 1 este egal cu 8 pe lângă C3 plus 1. N plus 1 este egal cu 9 pe lângă C4 plus 1. Și asta înseamnă că N plus 1 se divide la 6, da. N plus 1 se divide la 7, N plus 1 se divide la 8 și N plus 1 se divide la 9.
6 este egal cu 2 ori 3, 6 este egal cu 7 ori 1, 8 este egal cu 2 la 3 și 9 este egal cu 3 la 2. O să facem cel mai mic multiplu comun, care o să fie egal cu 2 ori 3 ori 7. Și 9. Și este egal cu cât? 2 la 3-a ori 3 la 2-a ori 7. 2 la 3-a ori 3 la 2-a ori 9, 72 ori 7, da? 72. Și egal cu 72 ori 7. Da? Facem un test, domn profesor, așa că ștergem tabla și lucrăm un test. Bine. Testul 1. Pentru un punct, domnul profesor. Calcula suma numerelor prime cuprinse între 80 și 100. Suma numerelor prime? Cuprinse între 80 și 100. Și unde trebuie să ducem cu gândul imediat? Numerele să vedem care sunt numerele prime cuprinse între 80 și 100. 80. 81 o fi prim? Nu, 83. Deci e vorba de 83, care e mai mic decât altul, deci... 87. Altul, mai zic și David, dar ia tari. 83, 87. Alt prim. Între... 91. 91 e prim? Da. Prim, da? Ia să vedem, 91. Da, este prim, 91. Păi, la 2 nu, da. La 3 nu, la 5 nu, ba, la 7 nu. La 7 de ce nu? Păi la 7 nu se împarte. Ba chiar se împarte, e 13. 7, 9 dată, 21. Exact, 13. A, da. Deci nu e bun. Deci nu, nu e 91. 97, cred. Dar 89 era, oare? 89, le-am dus prea repede. 89, oare 89? Hai să vedem. Cu 2 nu, cu 3 nu, cu 5 nu, cu 7... Cu 7 ia să vedem. Nu se împarte. Cu 11 nu. 11 nu. Și la 11 se împarte, gata, ne oprim. Deci vedeți că se arată 89? Deci 89. Da. 91 a zis că nu merge. Găsim altul. 93 ori? Nu merge. Sigur? 97. 97 oare? La... Eu mă gândesc la 7, la sfârșit. Ar merge la 7? Nu. Nu? Nu. Să vedem, stai să vedem. Deci, la 2 nu, la 3 nu, la 5 nu, la 7 nu, la 11 nu și deja trecem, așa că este. Asta este. Asta sunt, domnul profesor, le-am găsit. Deci, astea sunt numerele, da, mai mic cu 100. Și acum avem suma primelor, suma numerelor prime. 83 plus 87 plus 89, da? Și plus 97. Și se face suma asta, copii? Da. Da? O fac, da? Altă... Adună. 2. 356. Calculați cel mai mare divizor comun al numerelor. În paranteze rotunde, să știți că pune, da, și trei numere. Da, da, da. 28, 42 și 63. La final nici nu prima o trei valoa. Da. Deci asta a fost un punct prima, da? 28, 42 și 63. Și 63. Câte puncte are asta? Un punct are și are și A și B. Și la B îl aflăm cel mai mic multiplu. Tot la ăstea, domnul profesor. Da. La numerele astea. Da. Și asta, da? Da, da. 28, 42.
Cum faci? Și vorbească cineva tare. Vorbesc eu la prima? Deci eu l-am scurat. Hai, David. Ok. Deci 28 este... O să scriem... Dar uite, așa vreau să scrii, cum scrii domn profesor. 4 ori 7, 2 la 2, 7, ca să mă înlătim. Varianta rapidă a lui Mario. 2 la 2, ori 7. Viteză maximă. Viteză maximă. 42, o să fie 7 ori... 6 ori 7. Așa. Deci 7 ori 3 ori 3. O, păi 6, mama. Când zici 6, zici 2 ori 3. Când zici 7, așa. 63 egal cu 9 ori 9 care e 3 la a doua, ori 7. 9 ori cât, mama? 9 ori 7? 7 ori 9? 7 ori 9, Maria? 7 ori 63. Păi. 7 ori 3, da. Noroc din mare, cine face în domnul meu? Cel mai mic modivizor, cum îl am. Cel mai mic... Hai, cum vreți, hai. Dar voi scrieți numele, că-s puțin. O să fie egal cu... ori 2. Acum luați cel mai mic multiplu, da? 2 ori 7. La cel mai mic multiplu, cel mai mic divizor. A, la cel mai mare divizor. 2, a zis bine, Davide? 2 ori 7. 7. Și la multiplu? Este egal cu 21. Dar de ce 2 ori 7, domn profesor? Iertați-mă. Deoarece la cel mai mic... 63 nu l-are pe 2. Nu trebuie numai aia comun? Nu l-are pe 2? Nu, Davide. Mai 7 rămâne. Mai 7, da? Păi nu l-are pe 2 și 63. Atenție! Nici pe 3. Pe mine nu mă interesează să ne grăbim, mă interesează să facem corect. Ok. Ce mai mare multiplu cu 2 la 2, ori 3 la 2, ori 7. Corect. 2 la 2. Adică 4 ori 9, 3, 6 ori 7. 3 la 2, nu, e bine așa, ori 7, cum zici, Davide. 252. După ce am scris așa, după aceea și calculăm. Facem 4 ori 9 ori. 252. 252, da? Și aici e 7. Deci aici punem 7, îi face 252. Nu e 242? Nu. Eu mi-am dat 252. Pentru că... 63 ori 4. 6 ori 4, 24 și 4 ori 3 este 12 și luăm cu 10 și o să dea 252. Doi corect. Da, 252. Deci câte un punct vă dați? 3. Al treilea exercițiu. Așa. Eu îmi dau 0,5. Dar de ce? Am greșit la prima. A, că ai zis 3 ori 2 ori 7. Bine, bine. Determinați cifrele x pentru care 3,5x barat se divide cu 2. 3,5x se divide cu 2. Se divide cu 2. Și cine este? Hai, hai, cu X o să fie. Ce le bați fi X? 0. Toate fi X trebuie să fie 4. Da, 0. 0, 2, 4. Cu cifră? 6. Și 8. Gata, v-ați dat câte un punct. 4. Aflați câte numere naturale de forma 12 AB barat? Câte? Numere de forma 12 AB barat? 13. A, B, barat. A, B, barat. Sunt divizibile simultan cu 5 și cu 3. Se divizie și la 5. 5 și la 3. Și divizibile și la 3. Știu că B-ul trebuie să fie 0,5. Deci de aici, de aici B-ul aparține mulțime valorilor. B-ul aparține 0 și 5. Acum începem de caz. Cazul 1. Cazul 1. B egal cu 0. B egal cu 0. Și atunci... 12 plus A, adică 1 plus 2 plus A, 1 plus 2 plus A. Nu 12, 1 plus 2, da? 1 plus 2 plus A, așa am zis. Da, 1 plus 2 egal cu multiplu de 3. 1 plus 2 plus A egal cu multiplu de 3. Multiplu de 3. Adică 3 plus A se divide la 3. Unde rezultă că A este egal cu 0, 3, 6, 6 și poate fi și 9. Și 9, sigur, 0, 3, 6 și 9. De ce? Și atunci avem variantele. Dar nu scrie la final? Hai să spunem, la final. Dar scrieți acolo sub 4, domn profesor, că le pierdeți. Uite, acum... Cazul 2, hai, David, cum vrei. Cazul 2. B-ul egal cu 5. Da. Și atunci, Daria? Atunci au poți fi 1, 4 sau 7. 1 plus 2 plus A, să fie egal plus 5. Plus 5, A plus 5,
Egal cu multiplul... De 3, așa zice în Daria, da? Ceea ce ar însemna că 13 și 8 plus A este egal ce se divide la 3. Și atunci A poate fi egal cu 1, 4 și 7. A aparține mulțimii valorilor 1, 4 și 7. Așa vreau să vorbesc și să scrii, Daria, da. Cum e redactat pe tablă. Și 7. Și 1, 2. Și acum, mulțimea... căutată. O spui 1, 2, deci, AB aparține mulțimii. 1, 2, AB. Bara, aparține. Așa. Aparține yes. Mulțimii numerilor de formă. 1, 2, 1. 1, 2, A. Facem 0, 0. 0, 0. 1, 2. 1, 2, 3, 0. Da. 1, 6, 3, 1, 2, 0. 1, 2, 6, 0. 0. 1, 2, 9, 0. Corect. Și 1, 1 2, 2, 9, 0. 0. 1, 2, 1. 0 1, 2, 1 Nu, 1, 2, 1, 5, David. A, 2, 1, 5, mă scuzați. 1, 2, 1, 5 1, 2, 4, 5 Și 1, 2, 4, 7 1, 2, 7, 5 1, 2, 7, 5, da? 7, aici trebuie doar să le cuplezi bine, atât. De aia eu sunt atent. Așa. Și închideți paranteza. Acum, deci astea sunt toate numele. Tot puse un punct, să știți. Așa. 5. Determinați numerele prime A și B. Știm că... Determinați A, B. Prime. Prime. Știm că 3A plus 12 B. 3A plus 12 B. Egal cu 66. Hai, Daria, zici și tu. 3 pe lângă A plus 4 B este egal cu 66. Deci este ceva. 3 pe lângă A plus 4 B este egal cu 66. Împărțim totul la 3 și o să fie că A plus 4 B este egal cu 22. Și, dacă, și acum luăm situațiile. Dacă B este egal cu 1, asta înseamnă că... Domnul profesor, nu mai pică domnul profesor, domnul profesor, nici pentru celălalt copii. Da, nu puteam... Dar după vreau să spun mai decât așa. Da, domnul profesor, nu știu mai decât. Deci avem relația următoare. Deci acum îl luăm pe... A plus 4B, scriu. A plus 4B este egal cu 22. 22, unde A și B prime între. Prime... Nu sunt prime între, doar prime. Sunt prime. A pentru B. Ținem cont dacă de asta. B, dacă sunt prime, poți să le ia pe B1? Păi, hai să vedem care sunt numerele prime. Păi da, primul număr prim care este? 2. 2. Nu luăm pe 1. 1 este impropriu. Exact. Deci 2. Fără 1. Deci dacă B este egal cu 2, asta înseamnă că A plus 8 trebuie să fie egal cu 22. Deci dacă A egal cu 2, atunci... B a zis egal cu 2. Pe B mai luat 2? Da. B egal cu 2, atunci... Dacă B este egal cu 2, rezultă că A este... A plus 8. A plus 8 este egal cu 22. Scădem 8 și A, A egal este cu? Egal cu 14. Și A nu este prim. Deci diferit. Diferit de prim. Da? Deci această soluție este falsă. Nu e bună. Acum, dacă B este egal cu 3, o să am că A plus 12 este egal cu 22. Și că A este egal cu 10 și este fals. B egal... Acum, dacă B egal cu 5, A plus 20 este egal cu 22, iar A este egal cu 2, ceea ce este adevărat. Deci avem o primă soluție. B-ul 5 și A-ul 2, da. Dacă B-ul egal cu 6, A plus... B-ul 6, dar 6 nu-i primit. Păi da, 7, mă scuzați. Da. 7 nu mai merge. Da, trebuie tot să scriem, să vedem ce număr. B egal cu 6, așa, așa cum a depășit. Da, dar trebuie să depășim. Așa, A plus 28, egal cu 22, fals. Fals. Și atunci singura noastră soluție... Deci, soluția ar fi A egal cu 1. A este egal cu 2. Și B egal cu 5. Bravo, copii, dați-vă câte un punct. 6. 6. Stați puțin, că a zis David de care o soluție și el. Păi asta. Nu, 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 am... Altceva vreau să zică. 6. Da. Fie mulțimile. Mulțimea mare egal cu toți și din ea înstelat. Deci, A mare. Egal cu mulțimea tuturor ieșilor din ienselat, aparținul ienselat, cu proprietatea
X se divide, se divide la 3 și X este mai mic decât 9. Problemă. E foarte frumoasă. Da. Și mulțimea B mare egală cu toți X-ii din N doar, da. Atenție de unde sunt, cu proprietatea 18 se divide la Y. Determinați mulțimile, elementele mulțimilor A și B, apoi calculat. A reunit cu B, A intersectat cu B și A minus B. Calculați. A reunit la Y. Cu B egal cu C. Se divide la Y. A intersectat cu B egal cu C. Și A minus B. A minus B egal cu C. Îmi place pentru asta. Dar cum acolo X aparține mulțimii N și 18 se împarte la Y? Nu știu, vedem acum. Cum e N? Da, nu, Y aici. Așa, da. Ei, dar au greșit ăsta. Da. Știi că ei greșesc, David, parcă tu nu știi? Nu știu. Uite, toți ei și din N, cu proprietatea au greșit sunt bărți, dar știi că ăsta greșesc. Poți. Poți? Da. Ok. Deci, da, să, David, să vedem ce spune David, că el a observat greșeala asta. Păi hai să vedem, au, cine a fi? X-ul poate fi, au poate fi format din 6. A, egal cum se a format din? Din 3. 3 se divide la 3. La 3. Dar 0 nu poate fi. 0 se divide la 3, 0 poate se împarte la 3. Și de că... la fiecare. Știi? Da, o să dăm 0 la 3 copii? Da, îi dăm nimic la 3, la fiecare. Cum nu îi dăm? Nu dăm nimic. Pentru că X parcă era... Dar dacă am 3 meri, pot să dau la nimic? Dar X e din asta. X-ul fiind din stea, nu îl putem luate. Dar fiind din stea, da, atenție. Nu poți... Unul se divide la 3. A, nu, doamne. X egal 3 și 6. 3 și 6. O să spun eu la B? Da. B este egal cu un star A și B egal cu 1. 1. 2. 3. 6, 9 și 18. Și 9 și 18. Acum face David sau eu? Hai să faceți... Pe rând. Are unii cu B, Davide? Are unii cu B, este egal cu 1, mulțumesc. 2, 1, 2, 3, da. 6, da. 18. 18. Și 9, și 9, și 9. Și 9, da. A intersectat cu B, este egal cu 3 și 6. 3 și 6. Și A minus B, egal cu... A minus B, este egal cu ce se nu găsește și naște. Tot ce nu se găsește în A și nu se, găsește în B, adică... Tot ce se găsește în A și nu se găsește în B. Tot ce se găsește în A și nu se găsește în B. E. Mulțimea vida. Deci mulțimea vida. Cât era asta? Un punct. Toate sunt? Da. Dar sunt 8 probleme atunci. 8. Sunt 9, că una e din ofici. Aaaa. Aflați numărul natural A, A natural, pentru care numerele 2 abarat, A natural. Pentru care? Așa încât... Mai bine spuneați în partea asta, domn profesor, că câștigă, Cristina. Aflați. A natural. A natural. Pentru care numerele 2 abarat. 2 abarat. Și 144 sunt prime între ele, domn profesor. Adică 144 și 2 abarat. Să fie prime între ele. Să n-aibă alt divizor decât pe unul. Da. Păi, au ăla, dar să fie, să dea un număr. Păi cine a natural? Asta vă întreabă. Zi, Daria. 1. 21, da? Da. Alea de 3 și 7, nu? Și aici se împarte la 7 da, acolo și la 3. Mai se împarte la 3. Dar nu e 2 ori. A, acolo ce e barat. Nu e 2, A barat. 2, A barat. Dar cine poate să fie A? Dacă A este 1, numele. 23 se poate. 23, domn profesor, pentru că este număr prim și se împarte numai la 1 și el însuși. Dacă el este prim, nu mai discutăm. Cu orice alt număr, da. E treaba rezolvată. Da. Deci 23. 21 nu l-am putut lua pentru că se împarte la 3 asta. Corect. Sau, la 25 ar merge să fie 5 acolo, domn profesor? Ia să vedem, are 25. Pentru că ar fi 5 ori 5. Adică 5 la a doua și 144 mi se împarte la 5. Deci, câte vreme e 5 la a doua sau 5 din bărul unui divizor acolo, gata. Merge. Ce să spunem? A, poate fi 3, 5. Mulțimii valori 3.
7 nu merge. Nu merge, zice că e 3 ori 9. Da, și 3 ori 9 și o 4, o, dar acolo se face și la 39. Da, de 7 nu poate. Vreau să văd că merge cu 9, 29. Păi 29 este primul cu oricine? Dacă primul cu oricine merge. Deci numerele... 23, 25 și 29. Nu, ne trebuia... Ne trebuia, au. Mai au, m-am pus, am răspuns acolo. Bine, 9. 9? Nu, e 8, mama. 8? 8, 8 am făcut acum. Ba nu, este 7. A, am sărit eu peste una, domn profesor. Haideți. Da? Determinați numărul natural n, ce era tot de câte un punct fiecare. Dar ce număr era? Acum e 7. Acum e 7 și aia era 8. V-am zis, aia era 8 și acum e 7. Determinați numărul natural n, pentru care n plus 1 este divizor propriu al lui 12. N plus 1 este divizor propriu al lui 12. N plus 1. Deci determinați numărul natural n, pentru care n plus 1 este divizor propriu al lui 12. N egal cu 1. N egal cu 1, n egal cu 11. N egal cu 1. Divizor propriu. Nu propriu. Da, 1. N egal cu 1. Pentru că 1 plus 1 de 2. Da. Hai să vedem. N plus 1 înseamnă deci că N plus 1 aparține, N plus 1 aparține mulțimii divizorilor și îi numim aici 2. E 2, 2, 3, 3, 4, 4, o 6, 6 și 12. Și 12, dar 12 nu-i propriu. Oh, da, uite, așa. Da, da. Ok, și asta înseamnă că n este egal cu... N aparține, hai doar. N aparține mulțimii 1, 1, 2, 3, 5 și atât. Dacă n plus 1 aparține la voastră, n cu mai puțin, nu? Și iată că am rezolvat și asta. E ultima problemă, mă? Nu, și 9. 9. Mergem bine ultima problemă. Trei autobuze de călători pleacă la, de, pleacă la ora 6 fix din aceea stația A. Da? Deci din stația A pleacă trei autobuze, primul, al doilea și al treilea. Da. Da. Și merg pe trasee diferite. Bun. Primul se întoarce în aceea stație A după 30 de minute. Deci, ăsta se duce și înapoi 30 de minute. Celălalt. Celălalt. Al doilea după 120 de minute. Iar al treilea după 80 de minute. Al treilea după 80 de minute. 120. Al doilea după 120 de minute. Și al treilea se întoarce după 80. 80 de... Mai citesc o dată. Trei autobuze de călători pleacă la ora 6 fix pe aceeași, din aceea stație A și merg pe trasee diferite. Primul se întoarce în aceea stație A după 30 de minute, al doilea după 120 de minute, iar al treilea după 80 de minute. De câte ori se vor, de câte ori se vor afla în stația A toate cele trei autobuze în intervalul de la ora 6 până la ora 22? Păi, să vedem câte minute sunt de la ora 6 până la ora 22. Deci, de câte ori se vor afla în stația A? Toate cele trei, vrea. Păi da, păi de la 6 până la ora 22 sunt câte ore? De la 6 până la ora 22 sunt... De câte ori? Stai să mă gândesc câte ore sunt. Sunt 16 ore. Da, deci vedem... Deci sunt 16 ore, nu? Eu așa cred, de la ora 6 până la ora 22 sunt 16 ore. Dacă 16 ori 60. Da. Deci... Cum gândim? Cum gândim? Deci, păi a făcut ore sunt de la 6 la 22. Păi asta m-am gândit și m-am gândeam să vedem, de la 6 la 22 sunt... 16 ore. Da. 16 60. 16 ori 60. Da.
960 de minute. Și mă gândeam, nu am fiecare autobuz în parte. Primul autobuz care face jumătate de oră. 960 împărțit la 30 de minute. Deci la primul autobuz. Da. Facem 960 de minute împărțit la 30 de minute, care o să fie egal cu... Și vezi câte curse face asta, da? Da, la asta m-am gândit. Da, să vedem dacă mi este de folos. Asta am gândit. Păi eu cred că mi este de folos, pentru că o să fac și la al doilea și văd câte curse face. Și facem și la al treilea și vedem câte curse face. Și pe mine mă întreabă problema. Ce mă întreabă câte curse face fiecare? Deci zici așa. Deci ele pleacă toate trei din aceea stație, merg pe trasee diferite, se întoarce unul după 30 minute, unul după 120 și unul după 80. Și mă întreabă așa, de câte ori se vor afla în stația A toate cele trei autobuze în intervalul 6-22? Toate cele trei autobuze în același timp? Da, deci vezi că ele pleacă toate. Ele pleacă, dar se întorc. Ia uitați cum se întorc. Cu 7 mai. Și ele nu se vor întâlni. Uite, la primul vine după 30 minute, al doilea vine după 2 ori. Dacă sunt la lecția cea mai mare, cum și mai divizor, hai să facem ceva cu divizor. Da. Ia să gândește așa, dacă se la lecția cu cel mai mare divizor comun și cel mai mic motiv comun, trebuie să fie legat de asta. Păi da, acum m-am gândit, dar deci m-am gândit, 120, acela merge cel mai lung drum, asta înseamnă că o să mă leg de celelalte două care sunt mai mici ca el. Dacă ar fi acela de 30 de minute, până se întoarce al doilea autobuz, face 4 ture. Dar al treilea autobuz are 80 de minute, ceea ce înseamnă că el nu poate să facă nici măcar nu poate să facă o tură sau două încât să dea 120 de minute. Păi, cât poate el să facă încât să fie un multiplu, o să fie un divizor al lui 120, adică un multiplu de 120, ar fi 240. Dar ce se căutăm? Cel mai mic? Păi tot cel mai mic? Când e mare, nu, hai căutăm. Vedem următorul multiplu, cel mai mic multiplu, care e 240. 240 se împarte la 80, din 3 ture. Eu zic, ce mai mic multiplu comun să fie. Eu spun, da, tu ce zici? Tot așa ai zis. Daria, tot așa ai zis. Crezi 240, crezi 240. E vorba de cel mai mic multiplu comun al numerelor 30, 100, 20 și 80. Pentru că acesta se împarte exact și la 30, și la 120, și la 80. Deci cel mai mic multiplu comun. Asta-i, da? Asta mici ele, de fapt. Daria a raționat într-o formă în care a spus așa. Bun. Nu, n-a sesizat că e vorba de cel mai mic multiplu comun. Și a spus, e vorba de, dacă ar fi 120, s-ar împărți. Dacă aș lua 120, s-ar împărți la 30, dar nu se împarte la 80. Așa, Olivia. Deci ușor s-a dus spre cine se împarte la toate 3. Și apoi dacă el face două ture, face 240 de minute. Corect. Care se împarte și la 80 și la 30. Corect. Da, corect. Dar pe scurt. Cel mai mic multiplu comun. Și cum redactăm, domnul profesor Agraș? Păi zicem așa. 30. Da. Scriem ca 2 ori 5. Spunem aflăm. Aflăm, așa scriem. Aflăm cel mai mic multiplu comun. 30. Pentru numerele care? 30, 80 și 120. Altfel spus, puteam să pun așa. Păi 30 îl putem scrie ca 2 ori 5 ori 3. Ori 80 așa, și 120, care este egal cu, se vede foarte ușor. 30 este egal cu 240, nu am făcut. Ați făcut voi, nu grade. 240 și acest 240 se împarte exact. Și acum partea spune, 240 nu, se împarte la 30. Și asta face câte curse? 8 ori 3, 24. 8. 240 se împarte la 120. 120 se face egal 2. 2 curse. Și 240 se împarte la 80 și face 3. La 80 și egal cu 3. Adică... Și dacă ați aflat asta?